Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. A noua lecție din tematica Înțelepciune pentru înțelepți, caracterul înțeleptului. Aceasta este cea mai înaltă culme terestră a omului înțelept, fiindcă dacă cineva este inteligent în idei, este foarte bine, dar dacă are și fapte pe măsură, atunci este absolut bine. Înțelepciunea sau frica de Domnul, cum mai este numită, din punct de vedere moral, etic, constă în urârea răului, adică a păcatului. Iată ce scrie în capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul, și eu înlocuiesc ca să înțelegem exact, înțelepciunea este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Nu se poate ca cineva să fie înțelept și să nu urască păcatul. Dar noi pornim toți de la premisa că am fost sau mai suntem păcătoși. Atunci, cum se împacă înțelepciunea cu starea de păcătoșenie a omului? Din acest punct de vedere, omul fiind în formare, înțeleptul acceptă schimbarea în bine. Urăște păcatul, răul, și se leapă de treptat sau dintr-o dată în anumite domenii de tot ceea ce este păcat. Citesc din capitolul 13, versetul 19. Împlinirea unei dorințe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. Nu le convine ideea. Lângă aceste două versete, haideți să le deplasăm în Noul Testament și să adăugăm un cuvânt din Iacov, capitolul 3, acolo unde apostolul vorbește în mod concret despre înțelepciune, tema studiilor noastre din vremea aceasta. Iacov 3, pagina 1189, de la versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică. Deci dacă cineva este în același timp și deștept și rău, înseamnă că e un duh rău în el. E supracapacitat, dar în sens negativ. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu, este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică și roada neprihănirii. Este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Deci pe parcursul acestei lecții să apreciem într-un mod deosebit înțelepciunea unui caracter ales, iar dacă vom mai observa anumite scăpări, anumite aspecte negative în viața noastră, să dorim din tot sufletul și să ne punem toată capacitatea intelectuală să scăpăm de tot ce e rău. Dacă limbajul nostru sau gândirea sau anumite fapte în diferite domenii sunt încă făcute la întuneric, să dorim întru totul să venim la lumină, să vedem cum stau lucrurile și să rămânem în lumină trăind în mod frumos. Am împărțit, ca de obicei, lecțiile acestea în două și cea de față. O primă parte, formarea caracterului, și cea de-a doua, comportamentul practic. Revenim la Cartea Proverbelor, la capitolul 14, versetul 22. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. În formarea caracterului, mai întâi, trebuie să dobândim o gândire curată. Înainte de a face binele, trebuie să-l gândești. Trebuie să
jubileze ideea aceasta în mintea ta, să-ți placă, să fie nobilat binele și apoi îl vei făptui. Repet versetul. Cei ce gândesc răul se rătăcesc. Cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Nu poți fi bun în faptă până nu ești bun în gând. În dovedirea acestui adevăr și în mod special în accentuarea primei părți negative de care trebuie să ne ferim, adaug și din capitolul 16, versetul 30, unde observăm foarte clar că gândul celui rău este un păcat în formare. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Deci, fapta chiar neefectuată, dacă este concepută, este ca și un copil care nu-i născut, dar-i conceput și este în dezvoltare ca un făt în pântecele mamei. Adaug și 24 cu versetele 8 și 9. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Deci vreau să rămână clar în mintea tuturor această primă idee. Pentru a ajunge să fii bun în caracter, în fapte, trebuie mai întâi să-ți fie curățită gândirea. Să nu accepți gânduri rele, să nu cugeți rău. Îți este deja pontată ca vinovăție și va naște în mod aproape sigur păcatul. Exact după cum zice și Iacov în epistola din care am citit adineauri. Pofta după ce a zămislit aduce cu proxima ocazie păcatul. De aceea înțeleptul se poate ajuta cel mai bine ca să nu păcătuiască, fiindcă el trebuie să-și controleze gândirea adunând în minte ce-i curat și derulând totul în faptă după ceea ce a filtrat cu mintea sa înțeleaptă. Apoi, tot în formarea caracterului, trebuie să dobândim bunul simț. Cineva spunea că acesta este simțul care ne diferențiază de regnul animal. Iată ce scrie la începutul cărții Proverbelor 1 cu 3. Pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, acest aspect l-am numit profesionalism spiritual. Trebuie să-ți dobândești simțul acesta. El apare înaintea dreptății, a judecății și a nepărtinirii. Cu alte cuvinte, tu simți ce-i drept și ce nu-i drept. Tu simți ce-i bine și nu-i bine. Că ai bunul simț. După cum cerul gurii gustă bucatele, după cum nasul miroase și ochii văd, bunul simț dezvoltat în minte te face să faci diferențierea dintre bine și rău. Omul, după ce a gustat din acest pom al binelui și al răului, trăiește într-o permanentă luptă de alungarea răului și căutarea binelui, înțeleptul. Ceilalți se lasă în voia sorții și atunci clachează. Răul domină, fiindcă este pătruns în esența noastră, în firea pământească. Uitați-vă, nu neapărat în domeniul spiritual, în domeniul politeții, de exemplu. Dacă unul și-a dobândit bunul simț, respectă în limbaj, respectă în a acorda prioritate și oamenilor și mașinilor, dacă vreți. Respectă pe cineva dacă stă la rând, are bun simț, se spune între oameni. Bunul simț te ajută să definești culorile și valorile, să interpretezi gesturile și tu să te situezi într-o postură înțeleaptă, manierată, cu un caracter binecuvântat. Bunul simț îți dă sensibilitate spirituală. De aceea,
răul este numit în proverbe fapta nebunilor. Iată ce scrie în 21:10. Sufletul celui rău dorește răul. Deci are pasiune pentru păcat. Semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Nu simte nimic față de semenul lui. Nu-l dore capul, nu-l interesează. Îl calcă în picioare cu sânge rece. Că n-are bun simț. Adaug 17:12. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Deci nebunii, în comparație cu ursul sau cu ursoaica, au perioade când stau în bărloc, liniștiți. Dar dacă le-ai jefuit puii, adică i-ai atacat în născocirile lor, atunci devin furioși și doar dacă ești un vânător iscusit mai scapi. Altfel te răpune. Așa este considerat nebunul. Și 26:27. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Am amintit acest verset care a fost tratat în idee în lecțiile anterioare, în sensul că răul paște pe cel rău, să legăm de ideea aceasta a noastră. Dacă n-ai dobândit bun simț și dacă nu știi să te porți frumos, nici alții nu se vor purta frumos cu tine. Invocă uneori oameni la nivel de familie sau în alte comunități. Nu mă respectă. Dar tu ai respectat întâi? Nu se poartă gingaș cu mine. Dar tu ai fost atent mai înainte? Fiindcă oamenii răspund cu aceeași monedă. De aceea înțeleptul trebuie să facă un salt deasupra celorlalți. Și să nu răspundă la rău cu rău. Să o ia el înainte și să învingă răul prin bine. Și să le dea altora temă de casă, de gândit. Încercând să schimbe lanțul slăbiciunilor cu un lanț al binecuvântărilor. Să nu atragă un rău, o altă faptă rea, ci un bine provocat spontan să atragă în urmă o faptă, chiar dacă nu pe aceeași mărime, dar în devenire. Vreau să trecem la partea a doua, unde vom insista mai pe larg, comportamentul practic al omului înțelept, al caracterului înțelept. Vedeți, noi suntem numiți imediat ce ne-am pocăit sau imediat ce umblăm la biserică, chiar dacă nu suntem botezați, copii al lui Dumnezeu. De drept și de fapt trebuie să se arate. Dobândim un nume. În ce măsură numele acesta va fi purtat cu cinste? Sunt popoare care în lumea aceasta, datorită comportamentului lor rău, și-au obținut un nume rău, iar alții un nume bun. Din nefericire, copiii lui Dumnezeu sau cei care sunt în adunarea credincioșilor, unii sunt la înălțimea numelui bun, dar alții fac un nume rău lucrării lui Dumnezeu. Și din pricina lor, spunea Domnul evreilor, și valabil și pentru neamuri, numele lui Dumnezeu pe care de fapt îl purtăm este hulit printre neamuri. Scrie în Proverbe 27:21 așa: și este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Dumnezeu ți-l dă și-l porți. Dar evenimentele care vin, stările prin care treci, cuptoarele în care vei intra, te vor dovedi. Dacă tu ești aur, rămâi aur. Dacă nu, la primul eveniment te-ai dat peste cap. Și reclama s-a dus. Rămâne doar firma afară, înăuntru nu mai este nimic. Deci un produs de calitate. Să observăm roadele pomului înțelepciunii. Iată ce spune 27:18. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui. Noi nu suntem înțelepți din capul locului, dar putem dobândi înțelepciunea. Pe ideea aceasta am mers, să creștem în înțelepciune. Dacă va crește pomul acesta, și smochinul este un pom cu fructe în cea mai mare parte a anului, oamenii vor putea să guste dulceața din noi. Vor putea să constate calitățile noastre. Ele vor fi recunoscute și de demoni, dar și apreciate de Dumnezeu în cer. Și prin caracterul care îl vom dobândi aici, vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Mântuirea nu este prin fapte,
Este prin jertfa Domnului Hristos. Dar jertfa Domnului Hristos ne schimbă natura, ne altoiește. Trebuie să schimbe cu timpul și faptele. Noua natură trebuie să rodească. Știți ce spune Pavel în Noul Testament? De exemplu, în Roman 6. Înainte aduceam roade de care ne era rușine. Acum aducem roade spre slavă lui Dumnezeu, a căror sfârșit este viața veșnică. Un rod sfânt. Dintre roade, prima care am notat-o, stăpânirea de sine sau autocontrolul. Proverbe 16:32. Cine este încet la mânie, deci nu sunt deștept nervoși, prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Că înțeleptul este mai de valoare decât puternicul. Stăpânirea de sine. Scripturile spun că noi când venim la Domnul trebuie să ne răstignim eul. Și doar dacă îl stăpânești, dacă te stăpânești, el va rămâne răstignit. Altfel, firea te va purta încotro vrea și vei spune, n-am izbândă, nu pot. Fiindcă nu există autocontrol, nu există stăpânire de sine. 25:28. Iată o imagine a omului care n-a dobândit această performanță încă. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Știți cum erau cetățile în vechime? Pe vârful dealului. Orică erau zidurile dărâmate, orică nu erau făcute. Ea nu mai constituia o fortăreață în fața dușmanilor. Intra și ieșea cine voia. Așa este sufletul omului care n-are control. 29:11. Nebunul își arată toată patima, că nu o poate controla. Dar înțeleptul o stăpânește. Deci noi nu suntem încă desăvârșiți. Ne vine o mânie. Ne vine să spunem ceva. Ne apucă o veche slăbiciune. Dacă suntem deștepți, o controlăm. Asta ține de inteligență cuplată cu puterea. Doamne, dă-ne această calitate. Am văzut-o prima între calitățile înțelepciunii. Stăpânirea de sine. Dacă veți observa, în roadele Duhului Sfânt, toate au de-a face cu niște daruri primite de la Dumnezeu. Dar ele se încheie cu înfrânarea poftelor. Este singura din roade care Dumnezeu nu are nevoie de ea. Nici noi nu vom avea nevoie după ce vom trece în noua postură proslăvită după înviere. Dar până atunci, asta le ține pe toate la locul lor. Asta este zidul care ține calitățile sfinte înăuntru cetățuie sufletului nostru. Dacă asta nu există, toate celelalte, cum le introduci, așa pleacă. Nu au stabilitate. Tot din rădăcina acestei calități am mai notat cumpătarea. 25:16. Dacă dai peste miere, și imaginați-vă că în vechime nu erau nici sucuri, nici prăjituri cât acum, mierea juca rolul a toate. Nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și să o vergi din gură. Deci, nu se pune ideea prejudicierii altora că le-ai mâncat mierea, că în Israel curgea prin pădure. Îți face ție rău dacă nu ești cumpătat. Autocontrolul cuprinde și cumpătarea. Cumpătarea în alimentație. Înțeleptul, dacă are regim, respect. Cumpătarea în vorbire. Are un control. Înțeleptul are oprire, are destul. Nebunul nu are destul. În Noul Testament, în Tit, capitolul 2, este amintită cumpătarea în dreptul mai multor categorii de persoane. Aici este scris în dreptul bătrânilor să fie cumpătați. În dreptul femeilor în vârstă să fie cumpătate. În dreptul tinerilor să fie cumpătați. Deci nu doar copiii care parcă nu s-au săturat de anumite lucruri. Chiar și cei care în viață au trecut prin toate pot să fie lipsiți de calitatea aceasta înțeleaptă, cumpătarea. A ținea măsura dreaptă, a ști cât îți trebuie, a ști cât e normal.
să ai limite, fără să ți le impună cineva din afară, fără să fii restricționat, forțat. Tot din acest domeniu, revenind în Proverbe, amintesc răbdarea. Că de fapt, de aceea nu este uneori autocontrol, că nu mai putem răbda, zicem noi. Iată de ce nu există răbdare. 19:11. Înțelepciunea face pe om răbdător. Imaginați-vă că se duce cineva la un pom acum și stă de astăzi până săptămâna viitoare și spune: măi, văd că ai prune, dacă nu le faci până săptămâna viitoare, așa nervi o să mă apuce și nu mai am răbdare să stau după tine. O să se coacă prunele acum că noi nu mai avem răbdare? Dar când n-ai răbdare anumite lucruri, de fapt ce se întâmplă? Nu ești cu minte. Că dacă am înțelege, am avea răbdare. Înțelepciunea face pe om răbdător. Și este o cinste pentru el să uite greșelile. Își dă seama că alții n-au priceput mai mult și le spune: a, eu nu vă țin asta în seamă, nu se merită. Să țin contabilitate la lucruri care oricum n-au valoare. Și 21. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăjioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Nu e așa? Noi care nu bem, ne gândim: mă, ce minte puțin au. Să dea țap bani pe ceva și ar putea rezolva apa care e de gratis. Sau să tot fie minerală sau acidulată sau plată. Să dea bani pe băutură care e scump. Și pe deasupra să mai ajungă și bolnav, să-i doară capul, să mai și facă rele. Ce nu pricep. Dar ei nu înțeleg așa, din lipsă de înțelepciune. Domnul să ne dea puterea de a ne stăpâni, lăsându-și Duhul Său peste noi, să avem un control printr-un Duh înțelept. Aceasta se realizează la nivelul minții. O doua roadă, smerenia. 25:6-7. Pentru că nu sunt înțelepți mândri. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică suie-te mai sus decât să fii pogorât înaintea voivodului pe care ți-l văd ochii. Și 27. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Deci smerește-te, coboară-te. În Hristos sunt ascunse toate coborile înțelepciunii. Și El a excelat în smerenie. S-a subevaluat, dacă vreți. Nu s-a socotit deopotrivă cu Tatăl. Adaug și 29:23. Mândria unui om îl coboară, dar cine e smerit cu Duhul, capătă cinste. Evident că smerenia trebuie să cuprindă toate domeniile noastre de manifestare. Dar în primul rând omul trebuie să fie smerit în Duhul lui, să fie sărac în Duh, să nu aibă despre sine o părere anormală, de regulă superioară, să nu se supraevalueze. De acolo decurg toate celelalte. Și mândria care se exprimă printr-o privire trufașă, și mândria care se exprimă prin cuvinte, și cea care se dovedește prin aspectul exterior, toate, dintr-un duh care nu-i smerit. Un duh care nu-i smerit și se înalță, este un duh de influență demonică, pe care nu poate să-l aibă decât nebunul. Înțeleptul nu, că înțeleptul are Duhul lui Dumnezeu și acesta te face să te vezi umil. Și păcătos, mândru. Cu ce să fim mândri? Numai cât ne iertat și dacă nu suntem cuminți, mâine iartă să ne mai ierte. Și așteptăm mila lui Dumnezeu la gata. Atunci, unde mândrie? Dumnezeu este foarte categoric și Cartea Proverbelor notează lucrul acesta. Va condamna și chiar va nimici pe cei care sunt mândri. 16:5. Orice inimă trufașă. Repet, evreii socoteau că gândirea așa are locul în inimă. Deci orice gândire trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Versetul 18:19 apoi. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Doamne, ajută-ne! Spunea cineva că prostul nu-i prost destul dacă nu-i și fudul.
Și așa se face că nebunul manifestă și atitudinea aceasta de a se crede ceva. Înțeleptul se smerește. Își imaginează cât e Dumnezeu de mare și doar cât de puțin a înmagazinat și a făcut, cât îi mai stă în față, față de puținul parcurs în urmă. A treia roadă sau al treilea ciorchin de roade sunt prea legate împreună și nu le-am despărțit. Bunătatea și credincioșia. Le las împreună pentru că a fi bun dovedește o faptă mare, dar a fi credincios dovedește a rămânea bun. Credincioșia te menține în bunătate. Dar o credincioșie fără bunătate e doar o loialitate fără roade. Trei cu trei. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât și umblă totdeauna cu capul la tine. Scrie-le pe tăblița inimii tale. O permanență în viață. Dacă am fi buni și credincioși numai cu cei care sunt buni, nu suntem decât niște păcătoși de rând. Dacă am fi credincioși numai cu cei care sunt și ei în raport cu noi, ce dovedim? Dinte pentru dinte? Să nu te părăsească nici în împrejurările negative, nici în raport cu oamenii răi. Leagă-le la gât. Scrie-le pe tăblița inimii. Să le ai înmagazinate în mintea ta și să te pasioneze în inima ta. 16 cu 6. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelejuirea. Aici bunătatea este înlocuită cu expresia dragoste, fiindcă atunci vei fi cel mai bun când vei iubi. Noi nu mai putem să anulăm trecutul, Dumnezeu l-anulează, dar noi trebuie să fim motivați să fim buni și credincioși, iubitori, chiar în a răscumpăra trecutul. Dacă, de exemplu, ai fost rău cu soția ta sau neascultătoare și de neîncredere față de soțul tău și te-ai pocăit și ai devenit înțeleaptă, ai un motiv în plus să recuperezi toți anii pierduți și să zici soțului sau respectiv soției: am fost rău. Vreau acum să fiu bun, nu numai cât se merită, să muncesc și în a recupera ce am pierdut. Astea nu ispășesc păcatele, ci sunt doar un gest de recuperare. După cum zicea Zacheu, pe cine am nedreptățit îi dau înapoi. Mă revanșez. Și 20 cu 6, un test al sincerității în această privință. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Deci oamenii o afirmă și de jumătate am crede că e așa. E bun, dar cine este omul care poate să mărturisească despre primul declarant că într-adevăr este bun și credincios? Tu poți să ai autoimpresia sau poți să declari, dar soția ta, colegul tău, vor putea să vadă în tine omul bun și credincios? Să considere că l-au găsit, că l-au în intimitate, în apropierea lor? Să ne verificăm și să recuperăm ceea ce n-am făcut până acum. Voi aminti acum câteva versete legate de dărnicie, un aspect punctat în lecția a șaptea, dar acum îl legăm de caracter. Acolo era legat de avere, că dacă ai, trebuie să dai și fiecare trebuie să dea raport cu ceea ce are. 22 cu 9. Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. Mila te determină să dai și aceste două îți atrag în urmă binecuvântarea Domnului. 25 cu 14. Ca nori și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Unii se laudă anticipat și spun: voi face, îți voi face. Și bietul om vede pe cer un nor cât o palmă. Poate și întinde mâna. Trage nădejde că briza aceasta, cuvintele care i-au sunat în urechi, sunt un vânt care își aducă ceva bani, vreun ajutor. Dar la unii nici norul, nici vântul nu mai aduce ploaie. Dărnicia nu se mai efectuează. Alții se laudă pe nedrept în sensul că n-au făcut și sfidează adevărul, afirmând în fața unora cât de bune au fost ei cu alții.
Să nu te trimite să cauți pe cel care ai făcut binele, că nu mai dai de el. Nici după înviere, în ideea că a murit. Că nu-i. Se laudă pe nedrept. Mai bine să nu faci o juruință și să zici, te ajut și fac. Și să poți să faci, sau să faci peste promisiuni și peste așteptări, decât să creezi săracului o speranță și când colo să nu mai poți să-l ajuți, că nu mai aduci aminte de datorii și de necazuri și nu-l ajuți cu nimic de fapt. Citesc din capitolul 3, versetele 9 și 10. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Deci, Dumnezeu merită prima parte. Dar măcar o altă parte, dacă aceasta se consumă integral la biserică, să zicem, măcar ultima parte, ultimele roade, cum era în Vechiul Testament, ajung la sărac și la necăjit. Iată ce scrie pe pagina următoare, în versetele 27 și 28. Asta puneți-o în a nelecui de dărnicii pe nedrept, de vorbe goale. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea. Când poți, s-o faci. Dacă poți s-o faci, fă-o. Nu te lăuda că am s-o fac, poate nu mai poți s-o faci. Și o dărnicie pe nedrept, ți-ai pierdut și răsplata, n-ai cinstit pe Domnul, fă-o dacă poți. Nu zice aproape lui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine. Când ai de unde să dai, săracul cere în ziua când nu mai are. Și necăjitul poate atunci când este totalmente în nevoie. Ajută-l atunci când își cere și când ai. Atunci ți se va răsplăti ca atare. Dă-i o pastilă când îl doare capul, nu după aceea. Dă-i să mănânce când este foame. Doamne, ajută-ne! A patra roadă, dreptatea. Proverbe 1:3. Urmează imediat după bunul simț, dreptate, judecată, nepărtinire, trei fețe ale aceleiași domeniu. Fi drept, judecă drept, adică nu fi părtinitor. Iată cum este descris cel rău în antiteză cu omul drept, 17:23. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptăți. N-are bun simț. 18:5. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecat. Mare atenție și când judecăm între doi neprihăniți, cine știe dacă ăștia au ceva de împărțit, dar probabil este de împărțit o moștenire, dacă nu altceva, fiindcă cei sfinți nu prea au dispute. Dar în mod special când judeci între un neprihănit și un păcătos. Vezi că păcătosul e tentat să dea mită, să pozeze, să fie fățarnic, are la îndemână toate matrapalzicurile. Iar omul neprihănit poate nici măcar nu se apără. Poate și-a încredințat pricina doar în mâna Domnului. Fii atent să nu fii nedrept, că ți atragi o sânda divină. Și 31 cu versetele 8 și 9. Dreptatea cere responsabilitate și luare de atitudine. Degeaba ești drept și gândești bine dacă taci din gură și nu te achizi de sarcinile tale sau nu spui celui care este nedrept așa cum este corect. Sau cum zice profetul Ezechiel, să-l întorci de la calea lui ce are. Deschideți gura pentru cel mut. Pentru pricina tuturor celor părăsiți, deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Deci fie că e vorba de o dreptate economică, fie că de o altă înviruie de ordin social sau chiar în biserică, deschideți gura și vorbește, sau la nivel de familie. Fii drept. Înțeleptul este imparțial. Nu primește daruri când este vorba de judecăți, tocmai pentru a nu-și compromite viziunea. Pentru a putea vedea corect realitatea. Și în al cincilea și ultimul rând, am notat, liniștea și pacea. 14:30. Le-am lăsat la urmă că numai după ce le trăiești pe celelalte poți să ai parte de astea. Mare har sunt.
Să ai liniște în suflet și pace în inimă. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cei răi n-au liniște până și oasele le sunt frământate. Nu doar nervii, nu doar mușchile tremură. Versetul 33. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiți ea se dă de gol. Și 18:1, cel ursuz, omul dificil, care nu poate fi înțeles de alții și chiar el însuși nu se înțelege pe sine, omul rău, o, cel ursuz caută ce îi place lui, se supere de orice lucru bun, n-are liniște și pace. Verificați-vă, vă rog, cum vă sunt zilele și cum vă trăiți nopțile. Aveți pace? Aveți liniște? Înțeleptul o are. Înțelepciunea, neprihănirea dau liniște. Lasă sufletul să se odihnească. Nu trăiesc zbuciume, n-au coșmaruri. Ferice de cine are înțelepți și ferice mai presus de cel care este înțelept. În Proverbe, capitolul 9, de la versetul 10, scrie așa. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Se vor mări până în veșnicie, prin înțelepciune. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Tu ești producător sau realizator și beneficiar totodată. În privința înțelepciunii, tu îți faci mâncarea și tu ți-o mănânci. Tu o prepari, tu o servești și ea îți va lăsa în interiorul tău efectul produs de mintea ta. Tu câștigi. Dar înțeleptul avantajează și pe cei din jur, direct proporțional cu înțelepciunea lor. Să știți că înțeleptul pe nebun nu prea poate ajuta. Dar înțeleptul pe unul care e în formare îl ajută mult, îl crește. De aceea cine umblă cu cei înțelepți se face și el înțelept. Nu degeaba împărăteasa din Seba îl fericea pe Solomon când i-a zis: ferice de oamenii care stau în jurul tău, ce har pe ei, se audă toată ziua cum vorbești. Eu bănuiesc că la bătrânețe oamenii care au stat la palatul lui Solomon deja știau și ei foarte multe din pildele lui, știau deja manevrele celor răi și abilitățile înțelepciunii. Că trăiseră pe lângă el. Cât de inteligent este un om care a fost crescut în casa Domnului de mic și a ajuns la bătrânețe. Cum zice Pavel Timotei, te-ai obișnuit cu cuvintele înțelepciunii din Scriptură și te-ai format de mic, te-ai deprins. Aici citesc din capitolul 24, de la versetul 11. Izbăvește pe cei ce sunt târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie jungheați. Înțeleptule, scapă pe cei de lângă tine. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după fapta lui? Și 16:14. Deci dacă în primele versete tu trebuia să-i ajuți pe cei necăjiți de lângă tine, tu prin înțelepciune poți să-i ajuți și pe superiorii tăi, nu doar pe inferiorii tăi. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Că nu în toate situațiile e împăratul deștept, ca și în cazul lui Solomon. Poate să fie numai o slugă deșteaptă. Și împăratul e mai puțin înțelept. Caz biblic. Daniel a fost dus în fața lui Nebucadnețar când el era pornit să-i omoare pe toți înțelepți. Și când înțelepții Babilonului au cerut clemență și o vreme până ei vor putea tâlcui visul, el a zis, vreți să câștigați timp la moarte cu ei. Daniel s-a dus, s-a vorbit cu minte, scrie acolo. Și l-a convins pe împărat. Și mânia i s-a potolit și nu i-a omorât mai departe. I-a vorbit inteligent. Că vezi că șeful tău este nervos și mânia este o nebunie de scurtă durată. Vorbește inteligent să se potolească, sau soțul tău, sau soția. Folosește-ți înțelepciune. Și încheiem.
Reamintindu-vă și punctând două gânduri. Pentru a deveni cu un caracter înțelept, trebuie mai întâi să ai o gândire curată și să-ți dobândești bunul simț, care se va dezvolta până la o maturitate spirituală, dând sensibilitate și atenție mărită tuturor acțiunilor tale. Vei deveni stăpân pe tine însuți, îți vei controla patimele până când vor fi eliminate, vei ști ce să faci în funcție de situație, vei fi cumpătat, înfrânat și răbdător, apoi un caracter înțelept va fi smerit. Omul înțelept își știe măsura. Este bun și credincios, este drept și are pace în inimă. Eu poate am scăpat vreuna, dar a sesizat ce echivalență există între roadele înțelepciunii și roadele Duhului Sfânt? Bunătate, credincioșie, dragoste, pace, înfrânare, se regăsesc toate. Aceasta trebuie să dovedească prezența Duhului Sfânt în noi. Caracterul schimbat. Înțeleptul face din plăcere binele. 10:23. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Pasiunea lui este o abordare crescândă a binelui. Își pune priceperea în a face cât mai bine, cât mai frumos, în a fi cât mai manierat, cât mai drept, cât mai bun. Și 21:15. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine. Deci binele trebuie anticipat cu plăcere și în urmă gustat cu bucurie. Și dacă ai învelit fiecare faptă în plăcerea înțelepciunii și în bucuria inteligentă, ce o să rămână? Numai roade frumoase. Numai fapte rânduite de Dumnezeu în care tu să umbli. El pune în noi plăcerea de a căuta binele, pune în noi voința să vrei să faci binele. Și apoi înfăptuire. Nu ne robotizează. Ne magnetizează. Ne atrage spre bine. Îți place de el. Iar dacă mai simți vreo atracție a răului, te ferești. Eviți cu toată puterea. Iată ce scrie în 16:6. Partea a doua versetului. Prin frica de Domnul se abate de la rău. Și versetul 17, mai concludent. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. O atenție pe bază de înțelepciune. Și ultima idee, evident, care contrastează această idee. Nebunul alege răul. Nu-l face din greșeală. Nu din slăbiciune. Nebunul îl alege. 14:9. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Deci, aparent, este o joacă. Le lasă pe toate să miște în voia, fără nicio centrare, fără nicio bucșare. Dar iată ce scrie apoi în 29:6. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Deci pe lângă o umblare fără control, nebunul dacă alege răul are în față curse nebănuite, cade în capcană. Un rău trage un alt rău, un păcat naște un altul. Și după ce omul s-a deprins să facă răul, îl face de la sine. Întoarceți-vă la capitolul 2.
versetul 7 și 8. Ca să vedeți cum Dumnezeu ne poate păzi de o asemenea stare. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Cel rău are curs în cale, calea ta e păzită. Că celui rău este groază să se lase de rău, îl face cu plăcere. Domnul să ne umplă de înțelepciune. Să dovedim un caracter înțelept printr-o trăire sub călăuzirea lui Dumnezeu, care să denote o nouă natură, să dovedim cu adevărat că suntem desăvârșiți după cum Tatăl nostru cel Ceresc este desăvârșit. Amintiți-vă de Ahitofel, unul din sfetnicii lui David. A fost un om de o inteligență deosebită. Sfatul lui Ahitofel avea valoare ca și un cuvânt profetic. Știți că într-o zi Ahitofel s-a dat de partea lui Absalom? Și el și-a folosit înțelepciunea în sens negativ din acel moment. Planul lui a fost inteligent. Și dacă Dumnezeu nu l-ar fi încurcat prin alt înțelept, Hușai Architul, David risca să fie omorât. Nimic nu este mai grav decât un om care și-a străcat înțelepciunea și o folosește în practică. Este materializarea spiritului demonic. Idei rele au mulți, astea sunt numai influențe demonice. Dar ați folosi ideile rele în practică dovedește prezența unui spirit demonic. Și invers, a avea numai idei sfinte dovedește că m-a umblat pe la școala lui Dumnezeu, că m-a ascultat câte o predică. Dar a trăi în neprihănire, a dovedit toate acestea, dovedește că Duhul lui Dumnezeu este în noi. Doamne, fii slăvit pentru acestea. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.